În Franța începe cel mai mare proces din istorie. Pentru asta s-a pregătit o sală specială, cea mai mare construită vreodată în incinta Palatului de Justiție din Île-de-la-Cité din Paris. Este vorba de procesul din 13 noiembrie 2015, care începe săptămâna viitoare. Discut subiectul cu Marcela Ferraru, editor corespondent al FNews la Paris. Bună dimineața, Marcela! Cum va fi organizat din punct de vedere administrativ acest proces și ce presupune? Bună dimineața! Este vorba, să spun în primul rând, procesul atentatelor teroriste din 2015 din Paris, de la sala de concert de Bataclan, de la Stade de France și câteva terase pariziene. Atentat care s-a soldat cu 130 de morți și 413 răniți. Și este într-adevăr un proces uriaș pentru că va include mii de persoane, aproape 1800 de părți civile, 300 de avocați, la care se adaugă cei 20 de acuzați și apărarea lor. În afară de sala principală, 14 alte sări vor fi de asemenea puse la dispoziție pentru părțile civile, apropiații acuzaților, pentru jurnaliști și pentru public. Cum în același timp se desfășoară și alte procese în acest tribunal, un parcurs specific a fost trasat pentru cel al atentatelor de la 13 noiembrie. Audiențele vor dura 8 luni, iar sala va fi demontată la sfârșitul procesului pentru a fi reinstalată definitiv în altă parte. Marcela, dar cum va fi construită această sală, ținând cont că ea este practic într-un loc care este clasat ca monument istoric? Da, într-adevăr, este o sală care a avut nevoie de 2 ani pentru a fi construită. Este din ziduri imense de lemn, unde ecranele și camerele de filmat se învecinează cu statuile baroce, pentru că a trebuit să se construiască fără a atinge o singură piatră acestui edificiu. Un spațiu imens de aproape 700 de metri pătrați în inima Palatului de Justiție, pe măsura acestui proces istoric cu care începe săptămâna viitoare. Președintele Curții de Apel din Paris, Jean-Michel Ayas, spune că a fost nevoie de o sală de audiențe care să permită accesul unui număr extrem de mare de persoane, după cum spuneam, și care să fie pe măsura mizelor acestui cel mai mare proces organizat vreodată în Franța, atât prin numărul imens de persoane care participă, cât și prin importanța lui.